Unul din accidentele fatale s-a produs astăzi la Tvardița, raionul Taraclia. Din cauza poleiului, un automobil Toyota care, potrivit poliției, se deplasa cu viteză excesivă, a derapat, iar în rezultatul accidentului, șoferul a decedat. La un moment dat a pierdut controlul volanului și a ajuns, cum ați văzut din imagine, aproape de acostamentul carosabilului. Un alt tânăr de 30 de ani a murit urmare a unui accident rutier produs pe strada Petrican din Chișinău. La un moment dat, șoferul s-a angajat într-o depășire, a ieșit pe contrasens și a intrat într-un camion care venea din sens opus. Impactul a fost fatal pentru șoferul autoturismului. Potrivit autorităților, de dimineață pe drumurile naționale s-a circulat în condiții de iarnă. În localitatea Troița Nouă, Anenii Noi, pe pantă, a rămas blocat un camion de mare tonaj, iar alte 6 camioane au fost stopate pentru a nu crea blocaje rutiere. Șoferii spun că din cauza poleiului, pe drumuri s-a circulat cu dificultate. Sunt mai greu, dar dacă cauciucurile sunt bune, e normal. În afara orașului mai este o leacă de lunicos. Acolo nu e presurat. Nu prea, o turnat de năsip de asta. Greu s-a circulat și pe trotuare, chiar și prin centrul capitalei, acestea au fost curățate abia la amiază. Скользко, не посыпано ничего, не убрано ничего и неизвестно, что будет дальше. Nu merg așa, dar mă uit sub picioare, cum e acolo la mine. Asta mai lipsește și să mai cad jos. Mai complicată a fost și coborârea în pasajele subterane. Unii au încercat să se asigure. Asta e inițiativă proprie. Normal, o leacă e cu protecție. Ne scădem și facem fracturi. Ulterior, doar pe unele trotuare, regia locativ-comunală a intervenit cu utilaje. Au fost implicate în jur de 14 unități de transport de tip HACO, care au împrăștiat până la ora asta în jur de 4 tone de antiderapant special sare și circa 2 tone de antiderapant lichid. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis pentru noaptea de 17 și 18 ianuarie cod galben de precipitații puternice sub formă de lapoviță și ploaie în partea de sud a țării. Pe drumuri se va forma ghețuș. Pentru mâine se anunță precipitații sub formă de ploi și lapoviță. În această noapte, minima termică ar putea scădea până la minus 7 grade.